Copiii au revenit la școală după vacanța de vară pentru primul semestru al anului școlar 2016-2017. Noul an școlar a venit și cu schimbări. Iată care este structura anului școlar și noul statut al elevului. Potrivit Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, anul școlar 2016-2017 va avea 35 de săptămâni de cursuri care vor însuma 169 de zile lucrătoare. Totuși, unii elevi vor avea un an școlar mai scurt, astfel clasele terminale de liceu vor avea doar 32 de săptămâni și vor încheia pe 26 mai 2017, iar cele de clasa 8-a vor avea 34 de săptămâni și vor încheia pe 9 iunie. Pe de altă parte, învățământul special va avea 37 de săptămâni de cursuri. Elevii vor avea parte de vacanța de iarnă între 24 decembrie 2016 și 8 ianuarie 2017, vacanță intersemestrială din 4 februarie 2017 până în 12 februarie 2017, iar vacanța de primăvară va fi cuprinsă între 19 aprilie-30 aprilie 2017. Mai mult, clasele din învățământul primar și grupele din învățământul preșcolar vor fi în vacanță și în intervalul 29 octombrie-6 noiembrie 2016. Cu privire la programul național școală, altfel, 5 zile consecutive vor fi dedicate activităților extrașcolare în funcție de cum decide fiecare unitate de învățământ. Lucrările semestriale și tezele vor fi susținute cu cel puțin 3 săptămâni înainte de finalul fiecărui semestru. Pe de altă parte, noul statut al elevului prevede o serie de drepturi pentru elevi. Unul dintre cele mai importante este faptul că elevii vor avea dreptul să-și conteste notele la lucrările scrise. De asemenea, profesorul trebuie să informeze asupra notelor primite înainte să fie trecute în catalog și trebuie să fie consultați în legătură cu materiile opționale, iar participarea la aceste discipline se va face pe grupe formate special în acest sens. Mai mult, noul statut al elevului permite folosirea telefonului mobil în timpul orelor, în scop educațional, fără ca elevul să fie mustrat în fața clasei. Totodată, profesorii nu au voie să pună absențe ca mijloc de coerciție, au voie să pună absență doar dacă elevul lipsește de la oră și nu au voie să oblige pe copii să participe la olimpiade și concursuri școlare. Elevii vor avea dreptul să se apere atunci când li se aplică o sancțiune, iar nicio mustrare nu se va face în fața clasei sau a școlii. Pedepsele colective sunt interzise, iar pentru orice sancțiune care îi se aplică elevului, în cazul în care elevul își corectează comportamentul în următoarele 8 săptămâni de la comunicarea pedepsei, acestuia nu îi se va mai scădea nota la purtare. Mai mult, elevii nu vor putea fi pedepsiți pentru faptele care nu sunt săvârșite în perimetrul școlii.